La prima noapte, restricțiile circulație prin ordonanța militară a scos sute de echipaje de poliție și jandarmerie în stradă în toată țara. Orice persoană care era pe stradă după ora 22 a fost verificată de oamenii legii. Cei mai mulți aveau declarația pe proprie răspundere și adeverința, dar unii au spus că nu știau de interdicții, iar alții motivau că au ieșit să cumpere de mâncare. În doar o oră de la intrarea în vigoare a noilor restricții privind libera circulație a persoanelor, polițiștii au oprit doar aici, în această zonă, câteva zeci de autoturisme. Șoferii însă erau cu toții pregătiți, aveau asupra lor fie adeverința de la serviciu, fie acea declarație pe proprie răspundere, care este completată cu locul și motivul deplasării. Aveți adeverința? Am, da, tot absolut. Vă rog să mă prezentați. Imediat. Chiar astăzi le-am primit de la patronat. Poftiți! Următorul traseu trebuie... Da, urmează să stabilesc traseul pe unde o să completez acum, să văd unde merg. Locuiesc în Mircea cel Bătrân, strada Martir Petru Tomășneanu. Aici se vede că l-aveți cu adeverința permanentă. Vă rog să declarați adunatul completat, da? Da, sigur că adică da. Adică deplasăm între orele 22 și 6. Venim de la lucru, n-am văzut ce vede. Continuați-vă de vacară, seara bună. Dacă îmi prezentați documente de identitate. E bai că nu l-am. Vă spun sincer, m-am rămas fără ele, că 7 ani de zile când s-au fără documente. Știu datele, știu tot după ele, bai că nu știu seria și telefon. Da, haideți vă rog aici la mașină să vă stabilim identitatea. Adeverință de la serviciu? Da, le merge ca bine. Dumneavoastră nu vă uitați în mass media. Ați văzut ce se întâmplă. Protejați-vă sănătatea. Nu vă expuneți. Mă duceam să-mi ia ceva de mâncare de la... McDonald's e închis, îmi pare rău. De la ora 22 nu mai aveți voie să ieșiți din casă, fără chiar un motiv. Nu aveți declarație pe proprie răspundere? Chiar nu am știut ce se întâmplă, nici n-am știut direcția asta, când n-am voie afară. Dar nu v-ați uitat deloc? Nu v-ați uitat nici pe site? Știați că nu aveți voie să circulați după ora 22? Să spunem ce o sancțiune. Veniți de la muncă, da. Deci nu are nici loc de transcurs, sunt dat la timp. Și coletiv a fost. De la muncă, acasă, cam atât. O măsură bună. Da, o măsură chiar foarte bună. De timp de zi este și mai bine, adică majoritatea, adică decât ai voie decât la magazin, strictul necesar. Farmacie, magazin. Sunt de acord la ce se întâmplă și la cât a evoluat și nebunia vieții. Da. De la serviciu acum. Da. Sunt o cursă specială și urmează să mă retrag. Înțeleg oamenii și știu ce trebuie să facă, respectă până la urmă. Majoritatea din cei am, din călătorii și așa, văd că da. Sunt igienizează, au câteva mașină la mine și ei.